Bună dimineața, vă rog să vă ocupați locurile. Da, cușa. Stimați colegi, vă rog să vă ocupați locurile, inclusiv și domnii vicepreședinți, nu vă văd. Rog secretariatul să anunțe prezență. Stimată doamnă președinte a Parlamentului, stimați domni deputați, stimate doamne deputate, bună dimineața! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența din 101 deputați, 83 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența Agache Angel, cerere, Bacalu Elena, deplasare, Botnare Alexandru, cerere, Padnevici Corneliu, cerere, Rotundu Svetlana, concediu medical, Candu Andrean, cerere, Nichiforciuc Eugeniu, Sârbu Oleg, Plahotniuc Vladimir, Șor Ilan, Albot Maria, concediu medical, Nicolaescu Onofrei Liliana, Năstase Andrei, Sandu Maia, Bologan Victor, Perciun Dan, cerere, Andronache Vladimir și Drăguțanu Otilia. Mulțumesc, stimați colegi, avem quorum, ședința este deliberativă, rog să onorăm drapelul. Mulțumesc, stimați colegi, ca de obicei am avut un omagiat chiar în ziua de ieri și a sărbătorit ziua de naștere, colegul nostru, domnul Sergiu Litvinenko, felicitări, multă sănătate și realizări frumoase. Și sperăm că juriștii pe viitor să aibă cel puțin fiecare jurist o singură părere, nu 10, singur cu dânsul. Mulțumim, asta în calitate de glumă, stimați colegi, văd că a apăsat butonul domnul Marian. Marian Radu, rog, dacă aveți o informație, ceva. Da, mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, vreau să anunț că în cadrul ședinței fracțiunii PAS a fost ales vicepreședinte al fracțiunii, domnul Dan Perciun. Am vrut să aduc asta la cunoștința dumneavoastră. Mersi. Felicitări pentru domnul Perciun, succes îi urăm în activitatea fracțiunii și profesională. Stimați colegi, avem o ordine de zi care a fost aprobată de către ședința biroului, dar la ordine de zi mai avem și mai multe propuneri. Prima propunere vine din partea, să înțeleg, fracțiunii Partidului Democrat. Invitarea pentru audierea Ministrului Agriculturii, vă rog, cine prezintă? Da, poftiți, de procedură. Da, domnul Diacov. Doamnă președinte, o mică precizare, dacă se poate să nu iasă așa un dezechilibru între guvernare și opoziție. Și doamna Eleonora Graur a avut ieri ziua de naștere și rog să o felicităm toți împreună. Doamna Eleonora Graur, de asemenea, felicitări. Este scăpare probabil ca secretariatului din tot sufletul. Ne iertați, vă rog, să uite rău de dumneavoastră, cum am uitat noi. Felicitări. De procedură văd că a mai apăsat cineva, eu n-am observat. Doamna Tauber, de procedură, vă rog. Stimată doamnă președinte, aș vrea să vă aduc aminte că în cadrul ședinței anterioare dumneavoastră v-ați permis în mod repetat să încălcați regulamentul Parlamentului. Dumneavoastră ați promis în fața tuturor deputaților care au fost prezenți la această ședință și evident acest lucru este reflectat și în stenogramă și în înregistrare video, să-mi oferiți dreptul la replică. Pentru că în discursurile deputaților a fost menționat de câteva ori numele președintelui fracțiunii, domnului Ilan Șor. Cu regret constat că dumneavoastră nu v-ați ținut de cuvânt și nici nu ați ținut cont de regulamentul Parlamentului. Noi nu vă cerem repetat dreptul la replică și nu îl vom utiliza.
Totodată, să știți că acest lucru nu a trecut neobservat și eu sper și vă rog și cer din tot suflet ca ședința de astăzi să fie condusă de dumneavoastră în strictă conformitate cu regulamentul Parlamentului. Vă mulțumesc! De asemenea, vă mulțumesc, la sigur așa va fi, în strictă conformitate cu regulamentul. Și acum, dacă ne permiteți, nu mai sunt luări de cuvânt cu de genul acesta. Trecem la ordine de zi, până a fi aprobată ordine de zi, avem reglementar prezentate din partea deputaților, fracțiunilor, mai multe propuneri. Audierea Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, doamna Georgeta Micu, din partea fracțiunii, cine prezintă? Domnul Ciubuc, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. De fapt, solicitarea noastră constă din două întrebări. Una, cei ce ține de audierea Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pe marginea acțiunilor întreprinse în vederea promovării produselor agricole autohtone. Cunoaștem cu toții că suntem în prim proces de recoltare a producției agricole și producătorii în perioada respectivă, marea parte a cazurilor, întâmpină dificultăți în partea ce ține de desfacerea producției. De ce am dorit să aflăm mai multe informații legate de acțiunile realizate la nivel de minister. În acest sens, a doua chestiune ține de o acțiune care a fost promovată și în legislatura precedentă și în acest sens solicităm a fi inclus în ordine de zi proiectul pentru examinarea în lectura a doua, proiectul de lege numărul 97/2018 privind comerțul interior. Vorbim de o modificare a legii respective care presupune mai multe acțiuni legate de susținerea producătorilor autohtoni prin a le crea anumite facilități în rețelele de distribuție din țară. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Eu sunt nevoită să vă întreb. De două ori spun la vot și audierea ministrului și introducerea pe ordine de zi a proiectului de fiindcă normal ar fi fost fost două inițiative. Dacă sunt două în una, pe două să le pun la vot. Separat? Eu cred că ar trebui după procedură. După procedură, dumneavoastră trebuie să includeți două subiecte. Bine, stimați colegi, cine pun la vot, dacă are Comisia Agricultură ceva cu audierea Ministrului Agriculturii, să ne spună. Vă rog. Domnul Mudreac, vă rog. Includeți microfonul domnului Mudreac, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Ce ține de promovarea produselor noi și în Parlamentul precedent, am avut un șir de inițiative. Dumneavoastră, pe atunci erați ministru și era majoritatea parlamentară care nu a susținut un șir de inițiative la acea etapă, iar ce ține proiectul 97 este un proiect pe care eu l-am înaintat, ce ține de rețele de comerț, unde fosta guvernare l-a plagiat și l-a înaintat și pe urmă l-a comasat. Deci, domnul ministru, eu să-mi bat cap că proiectul să ajungă în a doua lectură și să depun un demers regulamentar față de biroul Parlamentului ca să fie inclus. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte. Vă rog să aveți grijă de această inițiativă. Ea se află pe rol. Vă rog să examinați în cadrul comisiei, să prezentați raportul și apoi să o prezentați în ședința în plen. De fapt, indicația este pentru toate comisiile, rugămintea este pentru toate comisiile parlamentare, să vedeți ce este pe rol. Noi am discutat despre aceasta și la ședința biroului. Secretariatul a prezentat deja pentru toți deputații toate inițiativele care sunt pe rol, ca să le examinăm și să vedem cum le promovăm mai departe sau le respingem. Da, domnul Ciubuc, până la punerea la vot? Da, vă rog. Stimate, domnul președinte, de fapt acest proiect a fost cu titlul de inițiativă promovat de către guvern. Fiind aprobat în prima lectură, noi am venit cu solicitarea de a fi inclusă deja pentru examinarea în lectura a doua. Domnul Cibuc, mulțumesc pentru precizare, v-am auzit, eu ați auzit deja. Vă rog, stimați colegi, dar insistați că astăzi fie inclus pe ordine de zi această inițiativă sau totuși o examinăm inițial în comisie? Insistați, supunem la vot. Stimați colegi, supun votului propunerea fracțiunii Partidului Democrat pentru a audia astăzi în ședința plen a Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
pentru a prezenta acțiunile întreprinse în, de către instituții în vedere promovării produselor agricole autohtone pe piața internă. Cine este pentru a include această, acest subiect pe ordine de zi astăzi, în ședință de astăzi, vă rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. A doua propunere este cine este pentru a include astăzi, pentru examinare, în lectura a doua. Eu nu știu dacă comisia are raport pentru lectura a doua, dar oricum supun votului cine este pentru a fi inclus în ordine de zi a ședinței de astăzi, a proiectul de lege 97-2018 privind comerțul interior, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. A doua propunere, de fapt a treia, vine de asemenea din partea fracțiunii Partidului Democrat privind invitarea pentru audierea Ministrului Economiei și Infrastructurii pentru a prezenta stadiul actual de implementare a programului Drumuri Bune 2. Vă rog, cine prezintă? Doamna Guzun Ludmila. Da, mulțumim, doamna președinte, stimați colegi. Fracțiunea Partidului Democrat solicită invitarea în ședința de astăzi a Ministrului Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan pentru a prezenta într-adevăr stadiul actual de implementare a programului Drumuri Bune 2. Argumentul este că, de fapt, acest program a fost stopat. Vorbesc de situația care este astăzi în raionul Ungheni. Antreprenorul a fost desemnat, contractul semnat, materiale procurate și la un moment au fost stopat lucrările. Eu cred că cetățenii, primarii și respectiv toată societatea trebuie să cunoască care este poziția actualului guvern în implementarea acestui program. Da, mulțumesc. Comisia de profil, Comisia Economiei, Buget și Finanță are ceva să comenteze? Ați făcut cumva careva audiere în comisie? Da, domn Munteanu, vă rog că includeți microfonul. Stimate doamne președinte, toate aceste probleme trebuie să fie ridicate în comisie și discutate în proces de lucru. Așa, invitarea unui ministru care este foarte ocupat în ședință plenară, acum, instant, ad hoc, nu este binevenită. Da, mulțumesc, stimați colegi, supun votul. Cine este pentru a susține propuneri? Da, doamnă Guzun. Eu cred că noi cu așa atitudine ratăm termenii optimi de reparație și întreținerea drumurilor. Ori noi cunoaștem foarte bine că drumurile nu iarna se repară, dar anume în această perioadă. Da, cunoaștem foarte bine. Eu rog comisia de profil, vă rog să țineți cont de aceasta și să aveți o discuție cu Ministrul Economiei, dacă este necesar să vină să prezinte inclusiv și o informație în plen. Stimați colegi, insistați astăzi, supunem la vot? Stimați colegi, cine este pentru a susține invitarea pentru audierea Ministrului Economiei și Infrastructurii, domnul Vadim Brânzan, vă rog să votați pentru ședința de astăzi. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. A treia propunere vine din partea fracțiunii Partidului Democrat. Invitarea pentru audieri a viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, domnul Andrei Năstase, pentru a aduce explicații referitor la situația de intimidare și agresarea președintelui raionului Aneni Noi. Stimați colegi, cine o prezintă? Da, domnul Jăzdan, vă rog. Dumneavoastră o prezentați? Da, vă rog. Microfonul includeți, microfonul domnului Jăzdan. Includeți? Da, s-a inclus. Da, mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, bună dimineața. În conformitate cu prevederile articolului 126, 125, precum și articolul 46 din regulamentul Parlamentului, solicităm respectuos invitarea pentru audierea Ministrului Afacerilor Interne, domnul Andrei Năstase, pentru a aduce explicații referitor la situația de intimidare și agresarea președintelui raionului Aneni Noi, domnului Sergiu Rapcea, pentru a forța renunțarea la funcția pe care o deține atât din partea structurilor de forță, cât și din partea președintului PAS, din raionul Aneni Noi. Și aici, în speță, o să vă aduc
la cunoștință ce s-a întâmplat. La data de 21 iunie 2019, domnul Valentin Vieru, președintele PAS, Raionul Aneni Noi, în cadrul Consiliului Raional, și-a permis într-o formă foarte brutală să-l intimideze și să-l amenințe, și o să spun motamo, că o să-l bage în pușcărie pe Sergiu, președintele actual a Raionului Aneni Noi. Văd că vă provoacă râsul, stimați colegi din... Eu am văzut cu câtă pasiune vorbeați voi de la tribună că reprezentanții administrației publice locale sunt intimidați de guvernare. Mi se pare că voi ați făcut un copy-paste la ceea ce ați spus și aplicați foarte bine în ziua de astăzi. Totodată, la data de 26 iunie, la ora 22, domnul Sergiu Rapcea a fost sunat de către o persoană necunoscută, invitat la o stație PECO din Aneni Noi. La fel a fost intimidat și a spus că reprezintă o structură de forță, fără a spune care anume, spunându-i că dacă dorește să nu stea la pușcărie, la fel, să-și dea demisia. Vă rog să luați act. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, la acest subiect. Doamna Bacalu, nu văd, văd că i-a pasat microfonul dumneavoastră. Ce s-a întâmplat? Stimați colegi, la acest subiect, domnul Bătrânce, vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte. Sincer, nu am știut că domnul președinte a Raionului Aneni Noi are nevoie de apărare, că noi de mai multe ori am sesizat organii de drept despre fapte în perioada administrării, conducerii domniei lui, când el nemijlocit și la telefon și verbal amenința oamenii, agenții economici care trebuia să aducă unele sume împunătoare de bani la anumite adrese. Am sesizat că dumnealui venea la mai multe instituții și personal îi libera oamenii care nu se aflau în jurisdicția lui și în competența lui. Am știut foarte bine cum dumnealui a presat cetățenii în campanie electorală să facă campanie electorală pentru un partid politic anumit. Avem mai mulți colegi care erau intimidați și cu răfuială fizică și aceste probe se află în organele procuraturii. Doar așteptăm ca organele procuraturii să întreprindă măsuri necesare în vederea atragerii la răspundere fie administrativă, fie penală pentru acte de presiune politică și amenințări cu răfuială, inclusiv și fizică. Și inclusiv am luat sub apărare cetățenii, oamenii din Raionul Aneni Noi, care au fost eliberați abuziv din funcții doar pe criterii politice. Și așa că nu înțeleg, doamna președinte, la sigur nu este persoană care trebuie apărată, a avut un comportament foarte inadecvat și pot să vă aduc la cunoștință doar un singur citat a dumnealui, că eu sunt persoana care decide totul în Aneni Noi și eu voi decide cine lucrează și cine trăiește în Aneni Noi. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc. Tot la acest subiect, domnul Grosu Igor. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Cu referire la acest individ care acum repede încearcă să se victimizeze și să o facă pe Imaculatul, noi cu toții cunoaștem care a fost eroismele lui în campania electorală, cum și-a bătut joc de cetățeni, cum a executat toate ordinele partidului, cum a folosit poliția, procuratura, alte organe de coerciție împotriva opoziției. Mai mult ca atât, există și imagini video cum acest individ agresa un antreprenor. De aceea noi îi promitem acestui individ a Partidului Democrat, îi vom garanta justiție corectă, să vină să prezinte toate probele, toate, nu știu, durerile lui sufletești și lezarea amorului și justiția își va face treaba. În rest, totul este fum. Deci este un individ periculos pentru societate și oamenii din Raionul Aneni Noi. Mersi. Mulțumesc. Am finalizat ultima. Eu nu cred că din partea fracțiunii vorbește domnul Jăzdan. Pot să-i ofer cuvântul după toate polemicile, discuțiile. Domnul Jăzdan, vă rog, dar mai mult vă rog să nu insistați nimeni. Mulțumesc, doamna președinte. Nu o să mai insist. Stimați colegi, eu în demersul meu totuși pe reprezentanții dumneavoastră am numit funcția pe care o deține fără a cataloga oameni, indivizi, neindivizi.
Sergiu Rapcea la moment deține funcția de președinte, iar eu am candidat în circumscripția Anenii Noi și nu a existat nicio plângere din partea dumneavoastră și vă spun eu cu toată responsabilitatea, nu a fost intimidat niciun cetățean din această circumscripție. Dacă facem spectacol, atunci haideți să facem spectacol, dar dacă aveți probe, vă rog să veniți cu probe, să arătați când și unde a fost implicată poliția și procuratoria. Mult mai mult, pe cazul despre care vorbiți dumneavoastră, a fost o plângere din partea pătimitului și există o decizie a instanței de judecată pe care partea vătămată nu a atacat-o. Haideți să vorbim conform legislației. Da, stimați colegi, vă rog să nu discutați între dumneavoastră. Eu supun votului propunerea venită de din partea fracțiunii Partidului Democrat de a audia ministrul afacerilor interne pentru vis-a-vis de explicațiile de intimidare a președintelui raionului Anenii Noi, domnul Sergiu Rapci. Cine este pentru a include în ordine de zi de astăzi aceste audieri, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Stimați colegi, următoarea propunere, de asemenea, astăzi numai de audieri trebuie să ne ținem, audierea Ministrului Sănătății și Protecției Sociale pentru a prezenta pachetul de măsuri sociale pentru susținerea persoanelor social vulnerabile în legătură cu intenția Guvernului de a majora tarifele. Cine prezintă, vă rog? Doamna Crețu Eleonora, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, stimați colegi. Fracțiunea Partidului Democrat solicită invitarea pentru audieri a Ministrului Sănătății și Protecției Sociale, doamna Ala Nemirenko, pentru a ne prezenta pachetul de măsuri sociale pentru susținerea persoanelor social vulnerabile, având în vedere intenția Guvernului de a majora tarifele la gaze și energie electrică, inclusiv de a indica și valoarea estimativ financiară pentru noul pachet social și sursa bugetară de acoperire a acestor cheltuieli. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc de asemenea. Nu știu dacă vrei cineva să spună, eu o să spun două cuvinte. Evident, Guvernul va veni până la finele sesiunii cu acest pachet de măsuri pentru protecția socială a familiilor social vulnerabile. La acest subiect, domnul Carp Lilian. Doamna președinte, stimați colegi, noi știm foarte bine ce instituții în Republica Moldova reglementează prețurile atât la lumină, la gaz și așa mai departe. Întrebarea este, de ce nu chemăm instituția care, propriu zis, se ocupă cu aceste majorări și ne adresăm la un minister care nu are treabă cu majorările sau cu reglementarea tarifelor? Sau cineva cumva nu vrea să cheme pe ăștia de la Andrei, când că mai există reprezentanța partidului dumneavoastră, care, propriu zis, vor face aceste majorări într-un viitor apropiat, așa care trebuie să aibă loc mai înainte de campanie electorală, în care dumneavoastră nu ați ajustat prețurile necesare pentru a nu prejudica cumva imaginea înainte de campanie. Așa că ori faceți adresarea corectă către instituția care reglementează prețurile, însă în ceea ce privește cu pachetul social pentru cetățenii care va suferi din cauza acestor majorări, dacă vor avea loc. Deci guvernul va veni într-un timp apropiat și va spune care vor fi aceste acțiuni. Mersi mult. Mulțumesc, domnul Bătrânci, insistați. Da, vă rog, domnul Bătrânci. Vă mulțumesc. La sigur nu este competența ministerului în cauză, este competența Andreiului, dar nu știu de ce aveți așa mare grijă de Andrei și nu vreți să audiați anume Andreiul. De aceea că solicitarea de la operatorii economici care prestează servicii pentru majorarea tarifelor a venit anume în perioada guvernului Filip, însă ținând cont că este campanie electorală, ați făcut tot posibilul ca societatea să nu afle despre acest lucru și acum, având surse directe la ANRE, dumneavoastră încercați să faceți anumite speculări în acest sens, chiar și manipulări opiniei publice, că voi ați fost acei care ați ținut în secret situația la ANRE și ați promis oamenilor o viață mai bună. La sigur, guvernul și parlamentul vor veni cu măsuri astfel încât oamenii să nu sufere din cauza acestei situații. Și la sigur, nu este vorba acum despre Ministerul Sănătății și Protecției Sociale. Mersi.
Mulțumesc, stimați colegi. Haideți să ne înțelegem un lucru. Cel care a prezentat inițiativa de la... Domnul Cipătare, vă rog să nu insistați. De la fracțiune 1 vorbește. Eu le ofer la toate fracțiunile pe rând, dacă ați observat. De ce, vă rog să aveți o înțelegere. Domnul Slusări, vă rog, dacă la această întrebare. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, onorat plen. Foarte scurtă replică. Eu cred că noi, într-adevăr, în timpul apropiat urmează să audiem pe doamna ministra sănătății, care trebuie să ne povestească cu lux de amănunte despre schemele și achizițiile publice ilegale comisie de predecesoarea dumneiei, doamna Silvia Radu, care era specialist în toate. În primărie, în tarife, în ambulanțele și o să cunoaștem foarte multe informații despre activitatea doamnei și de cine a primit indicații. Da, mulțumesc, stimați colegi, vorbim de pachetul social, de ce haideți să avem bună înțelegere. Eu v-am menționat la bun început, la sigur că guvernul va veni cu aceste propuneri. Stimați colegi, supun votului această inițiativă de audiere a Ministrului Sănătății și Protecției Sociale pentru a prezenta pachetul de măsuri. Ministra trebuie audiată nu pentru pur și simplu audia, dar să vină cu inițiative deja legislative care trebuie să le votăm. Cred că este judicios, de ce, stimați colegi, supun votul la această propunere, cine este pentru, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Stimați colegi, următoarea propunere vine de asemenea din partea fracțiunii Partidului Democrat pentru audierea viceprim-ministrului Ministrului Afacerilor Interne pentru a prezenta situația curentă și stadiul de soluționare a cazului de la Otaci referitor la prăbușirea blocului locativ. Numai cel ce nu a vrut să știe, nu știe ce este, care este acolo situația, dar stimați colegi, este cineva vrea să vorbească, domnul Leuc. Da, vă rog să prezentați. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, stimați colegi, onorat plen. Eu nu știu cine ce știe, eu cunosc că la ziua de astăzi s-a alocat undeva vreo 92.000 de lei pentru alimentație la oamenii aceștia care au suferit și noi, fracțiunea Partidului Democrat, solicităm ca să vină viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, domnul Andrei Năstasă, să ne prezinte o situație reală, ce se întâmplă acolo și lucrul acesta să fie cunoscut de toată țara. Fiindcă e un caz ieșit din comun, e un caz extraordinar și noi nu ne dorim să facem show pe această tragedie, vreau zic, a acestor cetățeni, dar vrem să știm adevărul și poate să ne ducem și noi aportul prin experiența noastră de a soluționa acele probleme, fiindcă am avut experiență cu blocul de pe Bulevardul Moscovei, dacă țineți minte, și guvernul de atunci s-a isprăvit, cred, cu misiunea care era pus pe umerii săi. De aceea solicităm respectuos și vreau să fiu susținut de toți colegii din plen. Mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, vă rog să solicitați informații respective de la viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe, ca să prezinte toată informația și să fie informați toți deputații. Dar vreau să vă întreb, insistați astăzi să-l invităm sau o amânăm pentru o altă ședință? Insistați, la acest subiect, domnul Grosu. Stimați colegi, către opoziție, vă rog, am o mare rugăminte și simplă, nu parazitați pe nevoile oamenilor. Guvernul a făcut tot ce trebuie, a alocat resurse și pentru alimente, și pentru pagubile materiale. Nu parazitați pe nevoile oamenilor. Mersi. Mulțumesc, cu atât mai mult eu cunosc că un șir de deputați au avut bună inițiativă și au făcut și donațiile respective pentru a-i proteja pe cei care au avut de suferit. Mulțumesc, supun votului această propunere pentru a fi audiat viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, cine este pentru, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Și ultima, probabil că propunere vine din partea, de asemenea, fracțiunii Partidului Democrat pentru a fi audiată ministrul finanțelor pentru a prezenta informații cu privire la intenția de a majora impozitele. Ce fel de intenții? Ori vine cu propunerea, cu proiectul de lege
și îl votăm ori îl respingem, dar ce fel de intenții poate să aibă ministrul finanțelor? Ministrul finanțelor poate spune ori da, ori nu. Atât, tot ce are de spus ministrul finanțelor, alte subiecte. Dar vă rog, cine prezintă? Domnul Cipotar, în sfârșit. Ziua, doamnă președinte, dragi colegi. În această săptămână am observat, a fost încheiată misiunea Fondului Monetar Internațional la acele de a patra și a cincea evaluare a programului economic susținut de acest fond. Rezultatele de regulă unor acestor evaluări constituie asumarea unor angajamente de către Republica Moldova. Cetățenii și noi suntem în drept să cunoaștem care sunt angajamentele care au fost asumate ca rezultat a acestor evaluări. Pentru că la conferința de presă, care a fost încheiată cu o declarație a doamnei prim-ministru, am observat și declarația domniei sale, a doamnă prim-ministru, de angajament sau de asumare a unei, sau facere unei promisiuni de creștere a impozitării. Pe de altă parte, acel angajament sau acea promisiune făcută de doamna prim-ministru au fost contrazise cumva de reprezentantul Fondului Monetar, nefiind de acord cu o astfel de afirmare. De aceea suntem cu toții în necunoștință de cauză. Ce se mai ascunde în acea listă a angajamentelor care, la solicitarea colegilor noștri oficial, am primit răspuns de refuz de a ne se comunica și vrem să știm și noi și toți cetățenii ce secrete sunt acolo, de ce noi nu putem să le cunoaștem. De aceea solicităm audierea, mai corect ar fi, a conducătorului grupului de negociatori. Noi bănuim că este doamna ministru a finanțelor, dar nici măcar nu ne-a fost comunicat public cine este conducătorul echipei de negociatori, ministra finanțelor sau ministrul economiei. Iată, acel conducător să vină și să ne informeze exhaustiv rezultatele evaluării și angajamentele asumate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, stimați colegi, orice angajament care și l-a asumat Republica Moldova, sigur că va fi făcut public. Și noi vom cunoaște despre lucrurile acestea, toți, inclusiv și deputații, prin votarea sau nevotarea inițiativelor legislative cu care trebuie să vină guvernul. Fiindcă ori majorarea, ori micșorarea impozitelor, ori excluderea unor înlesniri fiscale care îi favorizează pe unii și respectiv îi defavorizează pe alții, sigur că toate acestea trebuie să le votăm noi în Parlament. Deci e la sigur că noi o să cunoaștem când guvernul să definitiveze acele inițiative legislative și va veni cu ele în Parlament. Și noi le acceptăm sau nu le acceptăm și atunci le dezbatem și ne întrecem la fel de fel de discuții. Dacă insistați, eu pun la vot. Stimați colegi, se pune la vot această inițiativă pentru invitarea în ședința de astăzi a plenului, a Ministrului Finanțelor, pentru a prezenta informații cu privire la intenția de a majora impozitele ca urmare a condiționării de către Fondul Monetar Internațional, precum și prezentarea informației în scris. Informația în scris, vă rog, Comisia Economiei, Buget și Finanțe, să discutați cu Ministerul Finanțelor. Informația în scris, eu așa înțeleg, să-i rugați să vin mai repede cu acel pachet de inițiative legislative care noi trebuie să le adoptăm în Parlament. Și asta o să fie cel mai judicios. Supun votului această inițiativă. Cine este pentru, rog să votați. Nu a întrunit numărul necesar de voturi. Stimați colegi, acum trecem prin așa modalitate, ordine de zi care a fost propusă de către Biroul Permanent al Parlamentului, nu a fost completată nici cu o inițiativă legislativă sau careva audieri. Supun votului ordine de zi pentru ședința în plen de astăzi a Parlamentului, care a fost aprobată de către Biroul Permanent și pe care o aveți cu toții la mână. Cine este pentru această ordine de zi, rog să votați. Majoritatea celor prezenți. Acum procedem la examinarea propriu-zisă a ordinii de zi. Primul proiect este proiectul de legei pentru aderarea Republicii Moldova la acordul de colaborare între statele membre CSI în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, care a fost semnat la Dușanbe la 5 octombrie 2007, inițiativa înregistrată sub numărul 437 din 28 noiembrie 2018,
raportor pentru lectura a doua, președintele Comisiei Politică Externă și Integrare Europeană, domnul Reniță, vă rog, la tribună. Doamnă președinte, onorat plen, menționez că proiectul de lege a fost examinat și aprobat în prima lectură în legislativul precedent, de aceea în prezent va trebui să-l examinăm și să-l aprobăm în lectura a doua. Acum vă prezint raportul. Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a examinat prezentul proiect de lege și constată următoarele. Proiectul a fost examinat și adoptat în prima lectură în ședința plenară a Parlamentului din 14 decembrie 2018. În adresa Comisiei nu au parvenit propunerile și obiecțiile din partea comisiilor permanente și ale deputaților. Având în vedere cele menționate, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană propune Parlamentului să adopte proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor, care a fost semnat la Dușanbe la 5 octombrie 2007, propunem să fie adoptat în lectura a doua. Da, mulțumesc, stimați colegi, aceasta este lectura a doua. Dacă au fost careva amendamente, domnul președinte, să menționați dacă au fost careva amendamente care n-au fost acceptate pentru lectura a doua. Nu, am menționat că nu au fost careva amendamente atât din partea comisiilor cât și a deputaților, ceea ce rezultă că au fost de acord cu da. Prima lectură. Mulțumesc, stimați colegi, amendamente nu sunt pentru lectura a doua. Luări de cuvânt, întrebări pentru lectura a doua nu există dacă doar la amendamentele care n-au fost acceptate. Deci eu supun votului, numărătorii vă rog să fiți atenți, supun votului aprobarea în lectura a doua a inițiativei legislative numărul 437 din 28 noiembrie 2018. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 27. Încă o dată, vă rog. Mulțumesc, doamna Maria. 27. 27 și vă rog și pentru sectorul numărul 2. 11. Încă o dată vă rog să numărați. Sectorul numărul 2. Vă rog să numărați. Majoritatea din sectorul numărul 2 au votat. Douăzeci și șase. Sectorul numărul 3. Sector 3, 21. 21. Cu 74 de voturi, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect, da, domnul Reniță, vă rog să rămâneți, este de pe ordine de zi, proiectul de lege pentru ratificarea acordului între părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est, privind schimbul automatizat de date. Proiectul sub numărul 457 din 4 decembrie 2018, de asemenea lectura a doua, vă rog președintele Comisiei, domnul Reniță. Mulțumesc. Comisia Politică Externă și Integrare Europeană, în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale și în temeiul articolului 27 din regulamentul Parlamentului, a examinat prezentul proiect de lege și comunică următoarele. Proiectul a fost examinat și aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 14 decembrie 2018. Menționăm că până la ședința Comisiei din 10 iulie 2019, în cadrul căreia a fost aprobat prezentul raport, deputații, comisiile permanente și fracțiunile parlamentare nu au prezentat careva propuneri conceptuale sau amendamente la proiectul de act legislativ prezentat.
Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană propune Parlamentului adoptarea proiectului de lege respectiv în lectura a doua. Stimați colegi, dat fiind că amendamente n-au fost pentru lectura a doua, supun votului această inițiativă pentru aprobarea în lectura a doua. Inițiativa, stimați colegi, e lectura a doua, vă rog să fiți atenți. Lectura a doua se supune votului pentru lectura a doua, inițiativa numărul 457 din 4 decembrie 2018. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 27. Sectorul 2. 24. 24. Sectorul 3. Sectorul 3, 21. 72 de voturi, proiectul a fost aprobat în lectura a doua. Și următoarea inițiativă, domnul Reniță, numărul 458 din 4 decembrie 2018, de asemenea ratificarea acordului de implementare a acordului între părțile convenției privind cooperarea polițienească. De fapt, acesta este ca rezultat a primului acord. Exact. Doamnă președinte, este o continuare și dacă în primul caz a fost vorba de acordul propriu-zis, aici, în cel de-al doilea, e vorba de mecanismul de implementare a acordului, care e o continuare firească a celui anterior. Comisia Politică Externă și Integrare Europeană, în conformitate cu funcțiile și atribuțiile sale, a examinat prezentul proiect de lege și comunică următoarele. Prezentul acord a fost examinat și aprobat în prima lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 14 decembrie 2018. Menționăm că până la ședința Comisiei din 10 iulie 2019, în cadrul căreia a fost aprobat prezentul raport, deputații, comisiile permanente și fracțiunile parlamentare nu au prezentat careva propuneri conceptuale sau amendamente la proiectul de act legislativ prezentat. Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia Politică Externă și Integrare Europeană propune Parlamentului adoptarea în lectura a doua a proiectului în chestiune. Mulțumesc, stimați colegi, de asemenea, supune votului aprobarea în lectura a doua proiectului de lege numărul 458 din 4 decembrie 2018. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog să fiți atenți. Sectorul numărul 1. Sectorul numărul 1. 27. 27. 2. 25. 25. Sectorul numărul 3. Sector 3. 21. Doamna Ciobanu, pot veni? Cu 73 de voturi, proiectul de lege a fost numărul 458 a fost aprobat în lectura a doua. Următorul proiect care spune dezbaterilor pentru prima lectură este proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, inițiativa legislativă din partea unor deputați, numărul 112 din 9 iulie 2019, autor domnul Litvinenko, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, supun atenției dumneavoastră proiectul legii înregistrat sub numărul 112 din 9 iulie 2019 pentru modificarea unor acte legislative. Obiectul acestui proiect în fond este unul foarte simplu, resubordonarea Agenției Proprietate Publică către Ministerul Economiei și Infrastructurii prin legea 153/2017. Urmarea modificării articolului 7 alinea 2 din legea 121/2007, Agenția Proprietate Publică a devenit autoritatea administrativă centrală din subordinea guvernului pentru asigurarea implementării politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, se consideră judicios ca organul abilitat cu administrarea și deetatizarea proprietății publice,
adică Agenția Proprietate Publică, să fie în subordinea ministerului căruia îi revine competența de elaborare a politicii în domeniu, și anume Ministerului Economiei și Infrastructurii. Repoziționarea Agenției Proprietate Publică în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii va permite ministerului de a coordona și monitoriza activitatea acesteia în scopul îmbunătățirii performanțelor prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a activităților entităților economice cu capital de stat, implementarea mecanismelor pentru diminuarea riscurilor de corupție și dezvoltarea mecanismelor de control la nivel de unitate, inclusiv prin aplicarea procedurilor de management al riscurilor. Modificarea sau proiectul de modificare a legii conține patru articole. Este vorba de modificarea legii 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. De asemenea, prevede modificarea articolului 2 alineatul 1 din legea privind întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, legea 246/2017 și legea 29/2018 privind delimitarea proprietății publice. Având în vedere cele expuse, solicit susținerea acestui proiect de lege. Mulțumesc. Mați colegi, ca de obicei, sunt întrebări la autor. Prima întrebare, domnul Ulanov. Mulțumesc mult, domnul președinte, domnul raportor. Deci, noi s-a spus că legea este foarte simplă. Nu sunt de acord. Deci, am două întrebări împreună. Prima întrebare, care sunt probleme actuale legate de subordine Agenției Proprietății Publice și în ce mod ierarhie existentă afectează activitatea agenției? Și încă o întrebare. Deci, în lege privind actele normative nu este scris că proiectul legii prezentat în primă lectură în Parlament ar fi o excepție de la cerințele generale prevăzute de lege privind actele normative. Care ar fi urgența adoptării unui proiect de lege fără fundamentare și fără consultare cu reprezentare? Din ce cauză fiecare proiect de lege prezentat până acum se înaintează cu încălcare grave normelor legale? Mulțumesc. Bine, încep de la a doua întrebare. Faptul că este adoptat cu sau promovat cu încălcarea gravă este o concluzie a dumneavoastră, ea nu corespunde realității, este poziția dumneavoastră. A fost respectate toate regulile prevăzute în mod corespunzător de regulamentul Parlamentului, este avizul Guvernului, este raportul de expertiză anticorupție, deci sunt toate actele aferente necesare. Cu referire la prima întrebare, eu am expus în prezentare, este foarte simplu. Conform principiilor bunei guvernare, principiilor de bună guvernare la nivelul Uniunii Europene, inclusiv aprobate de către inițiative ale Uniunii Europene, la nivelul administrației publice, ministerele elaborează, proiectează politica statului într-un anumit domeniu, elaborează, promovează politici publice, pe când agențiile, serviciile, birourile au ca sarcină să asigure implementarea, să verifice modul cum se realizează prevederile legale. Deci este foarte simplu. Ministerul se ocupă de elaborarea politicilor, agențiile implementatoare implementează politici. De aici este și necesar ca această agenție care implementează politica statului în domeniul administrării proprietății publice să fie în subordinea, în coordonarea acelui organ care elaborează politica statului în domeniul proprietății publice. Este vorba de Ministerul Economiei și Infrastructurii potrivit regulamentului de funcționare, de organizare și funcționare a acestui minister. Da, mulțumesc. Domnul Ulanov, aveți o precizare? Da, vă rog. O precizare? Мусмеск мол. Исходя из вашего ответа, я делаю вывод, что в существующей структуре подчиненности проблем не возникло. Вы не установили при рассмотрении, при подготовке законопроекта о том, что существующая система чем-то нарушала деятельность или какие-то иные положения, связанные с работой агентства. Речь идет о структурном переподчинении. Я правильно понял ваш ответ? Вы ссылаетесь на... Экспликат. Да. Регули де буни гувернари. Министеру елаборяза политика, агенция имплементяза. Гувернул есть он орган колегиал, кунаштец, который, в принципе, при эксцепции, пуатя авиа авторитеции административе дин субордине, ин доменили
de regulă care nu sunt, care nu sunt în gestiunea unor ministere. Dar și există astfel de autorități administrative centrale care sunt direct în subordinea guvernului. În cazul respectiv este foarte clar, politica statului în domeniul administrării proprietății statului este la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Asta este esența proiectului respectiv. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Cibotar Vladimir. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule raportor, probabil, dacă este așa cum dumneavoastră ați spus că ați consultat și ați pregătit bine acest proiect de lege, v-ați informat că în conformitate cu legea 235 cu privire la principiile de reglementare a activității de întreprinzător, unul din principiile de construcție a administrației publice centrale în acest domeniu este de a diviza foarte clar funcțiile de administrare a patrimoniului, funcțiile de elaborare a politicilor publice și funcțiile de supraveghere și control exercitate în aceste domenii. Ceea ce dumneavoastră propuneți astăzi este de a face cu totul invers, de a concentra într-o singură mână funcțiile de politici, funcțiile de control, pentru că să nu uitați că Ministerul Economiei deține în subordine și un șir de instituții cu funcții de control și supraveghere, și concentrați în aceeași mână administrarea patrimoniului public. Înțelegem noi că se creează niște condiții de risc sporit, de transparență, lipsă de transparență totală și interes direct a Ministerului Economiei de a ascunde o instituție alta ceea ce se întâmplă în întreprinderi sau patrimoniu. Și încălcați flagrant tot ceea ce s-a construit de-a lungul la 10 ani de zile în domeniul reglementării activității de întreprinzător. Și a doua întrebare. Această reformă a fost construită treptat cu suportul și cu consultanța Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. Ați consultat și puteți să ne prezentați și nouă opiniile acestor instituții vis-a-vis de această inițiativă negândită? Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule răspunsul, vă rog. Cibotar, habar nu aveți despre ce vorbiți. Habar nu aveți despre ce vorbiți. Privatizările ilegale din ultima perioadă de timp au fost realizate de către Agenția Proprietate Publică, care era în subordinea guvernului condus de Pavel Filip. Să vă dau niște exemple. Casa Presei. Casa Presei. Da? Cantina Cancelarei de Stat. Tutun CTC. Gările auto, da? Deci au fost cele mai netransparente și dubioase privatizări care au avut loc în ultima perioadă. Despre ce fel de principii de neconcentrare în mâinile unei singuri structuri vorbiți dumneavoastră? Deci este foarte clar și în toată lumea este așa. Politica statului este la minister, implementarea politicii statului este la agenției de implementare, domnule Cibotar. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Aveți o precizare, domnul Cibotar? Da, vă rog. Colegi, domnule raportor, nu poate fi o scuză niște aberații de ale dumneavoastră și niște acuzații pe care le faceți și nu vă poate aceasta scuza sau motiva în lipsă de cunoștință legii 235. Haideți, vă rog, înainte de a ieși cu rapoartele, măcar citiți-le, lecturați-le, apoi faceți așa declarații. Ce are una cu alta? Am lecturat, domnule Cibotar, toate regulile care există la nivelul Uniunii Europene. Citiți toate documentele de poziție ale Sigma care există la nivelul Uniunii Europene. Da, este nevoie de ministerii care elaborează politica și agențiile implementează politica. Dacă voi ați făcut schimbări... Este lucrul ăsta nu vă face față și organele competente se vor face verificările necesare, vor vedea cum s-a privatizat toate acele întreprinderi de stat pe care le-am menționat și nu doar aceste întreprinderi de stat. Mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea domnului Melnic Viorel.
Mulțumesc, doamna președinte. Întrebare către domnul raportor. Domnul raportor, dumneavoastră în notă specificați că unul din scopurile elaborării prezentei legi este combaterea sau neadmiterea corupției. De-a lungul ultimilor 4 sau 5 legislaturi a legiuitorului, s-a ținut cont mereu de faptul că chiar și în 2012, când a fost elaborată legea cu privire la administrația publică de specialitate, autoritatea publică de specialitate, s-a creat un stereotip clar că administrația publică de specialitate elaborează politici și nu trebuie să fie, să aibă în subordine autorități subordonate care să implementeze aceste politici. Ori în situația respectivă noi creăm niște motive și cauze de protecționism și corupție. În sensul prezentei legi, dumneavoastră la procesul de elaborare, aveți avizul Centrului Național Anticorupție? Da, este. Da, vă rog. Da, este avizul. Eu nu l-am văzut. Este avizul CNA-ului. No, el nu a fost prezent. Este avizul, colegi. No, bine, eu am avizul respectiv, probabil trebuie să fie și pe site-ul Parlamentului. Putem să verificăm suplimentar, dar este avizul. Vă rog, asta deja e grijă comisiei, vă rog să aveți grijă că toate avizele să ajungă la deputați, să nu apară întrebări de genul acesta. Aveți a doua întrebare, domnul Milnic, da, vă rog. În contextul celor relatate anterior, dumneavoastră nu vedeți un conflict de interes în cazul în care un minister elaborează politică și o întreprindere subordonată implementează? Și complementar la chestiunea asta, dacă veniți cu subordonarea Agenției Proprietății Publice la Ministerul Economiei, trebuie să înțelegem că în 2018, nu mi-amintesc care hotărârea Guvernului, deci au fost consolidate sub Agenției Proprietăți Publici toate întreprinderile de stat, inclusiv și cele din domeniul agricol. Cu excepția celor din domeniul silviculturii, după cât știu, având în vedere faptul că trebuia să urmeze încă niște reforme. În contextul ăsta, noi avem situația că Ministerul Economiei și Infrastructurii Drumurilor va avea în subordine indirectă și întreprinderi din domeniul agriculturii, care în mod normal trebuie să fie, dacă mergem pe conceptul dumneavoastră, undeva sub Ministerul Agriculturii. Cum comentați lucrul ăsta? Domnule Melnic, încă o dată reiterez. Există principiile bunei guvernări la nivelul Uniunii Europene. Ministerul elaborează politicile, agențiile subordonate Ministerului implementează politicile publice. Fix așa, dacă e să urmăm logica dumneavoastră, Inspectoratul Fiscal, de exemplu, nu ar trebui să fie în subordinea Ministerului Finanțelor, pentru că Ministerul Finanțelor elaborează politica fiscală prin intermediul acestei structuri subordonate, Serviciul Fiscal de Stat, se asigură implementarea acestor politici și exemple de genul ăsta pot fi aduse foarte multe. Ministerul Agriculturii elaborează politica în domeniul agriculturii, Agenția de Intervenție și Plăți asigură implementarea în partea legată de subvenții. Deci lucrurile sunt foarte, foarte clare și cred că nu inventăm absolut nimic nou. Deci este o subordonare logică, așa cum derivă ea din principiile de bună guvernare, inclusiv principiile care sunt prevăzute în legislația națională, legea privind la guvern, legea privind administrația publică centrală de specialitate. Legat de corupție și protecționism, nu cred că este cazul, pentru că, încă o dată reiterez, Agenția Proprietății Publică a fost în subordinea Guvernului când s-au realizat cele mai dubioase privatizări. Și v-am dat exemple. Pot să continui cu aceste exemple, pentru că ele sunt foarte multe. Deci nu are nimic, nu există absolut nicio legătură dintre corupție, protecționism și implementarea principiilor de bună guvernare care țin de delimitarea funcțiilor de elaborare a politicilor, de cele de implementare și control. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea domnului Sârbu Serghei. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost prezent la ședința Comisiei Juridice, am în față și raportul. Nu, la proiect nu este anexat nici la raport, nici un aviz
de expertiză anticorupție, nu avem avizul CINE, nu avem avizul expertiză juridică, nu avem alte avize de compatibilitate, practic nu s-a respectat nicio normă din legea numărul 100, dar nu în asta constă întrebarea, doar vreau să constat că un proiect se înregistrează două zile în urmă și se propune să fie votat în regim de urgență în două lecturi astăzi, fără o analiză fundamentală. Eu, întrebarea de fapt constă în alt ceva, în notă informativă la proiect, în special ce ține de fundamentare economico-financiară, dumneavoastră specificați că nu sunt costuri. Totodată, schimbarea statutului agenției din autoritatea administrativă centrală, din subordinea guvernului în instituție subordonată ministerului, cu siguranță presupune și elemente de disponibilizare a personalului și modificarea treptelor de salarizare. În acest caz sunt inevitabile anumite costuri. De ce? Întrebarea este totuși, dacă ați făcut o analiză, care sunt costurile acestei reorganizări? Deoarece este cert că optimizarea va avea loc elementar sub prisma managementului bugetar. Dacă ați făcut astfel de analize, și totuși care sunt aceste costuri? Deci legat de restructurare, eu nu cred că în cazul ăsta va avea loc o preavizare a personalului, pentru că personalul agenției, așa cum au fost funcționari publici, își păstrează acest statut. Deci nu văd de ce ar fi vorba în cazul ăsta de o reorganizare care ar determina necesitatea preavizărilor și disponibilizărilor de personal. Ceea ce se schimbă, într-adevăr, se schimbă statutul conducătorului acestei agenții. Din demnitar public, el devine un funcționar public. Pentru că conducătorul autorității administrative centrale are statut reglementat potrivit legii 199/2010, adică persoană cu funcție de demnitate publică, pe când conducătorul unei autorități administrative subordonate ministerului are statut de funcționar public de conducere. Asta este, în fond, diferența care ar urma după aprobarea acestui proiect de lege. La nivel de implementare, evident că după ce se aprobă această lege, ea intră în vigoare, este nevoie de întreprins un șir de pași, cum ar fi revizuirea regulamentului de organizare și funcționare acestei agenții, după aia trebuie să fie probabil aprobate noi state de personal, dar nu în sensul necesității disponibilizării personalului, dar pentru a revedea statutul conducătorului. Da, mulțumesc. Domnul Sârbu, aveți a doua întrebare? Da, mulțumesc. Nu am primit răspuns. Să vedem care vor fi totuși aceste costuri. Eu am în fața vizul guvernului la acest proiect de lege, domnule raportor, și constat o încălcare gravă de procedură legislativă. Eu nu știu, parcă la guvern au rămas oameni competenți care cunosc procedurile legislative. Acest proiect de lege a avut un obiect de reglementare, doar ce ține de resubordonarea APP-ului. Guvernul propune să intervenim și vine cu un amendament la altă lege, la legea drumurilor, și propune schimbarea statutului întreprinderii de stat, agenția de stat a drumurilor, din întreprinderii de stat în autoritatea administrativă. În primul rând, eu n-am înțeles de ce guvernul a venit cu amendament și schimbând obiectul de reglementare al proiectului de lege și n-am înțeles de ce dumneavoastră ca și autor și ca și comisie ați acceptat un amendament care nu are nimic comun cu obiectul de reglementare. De ce guvernul nu a venit cu o nouă inițiativă? Deoarece este o nouă inițiativă de fapt și nu este un amendament legat de obiectul. Deja v-a apucat și de administrație de stat a drumurilor. Iar aici, stimate raportor, cu siguranță reorganizarea întreprinderii de stat, administrația de stat a drumurilor în autoritatea administrativă de implementarea politicii statului în domeniul drumurilor. Apropo, nu este clar de ce nu Ministerul Economiei, dar această agenție trebuie să facă politici în domeniul drumurilor. Deoarece ministerul este responsabil. Acum dumneavoastră propuneți ca fost întreprindere de stat
să facă politici în domeniul drumurilor. Iar aici vrem ori nu vrem, oricum vor fi costuri de reorganizare. Da, vă rog. Iar aici vor fi costuri și dacă ați analizat cum va influența bugetul de stat, deci crearea unei noi agenții de administrare a drumurilor, deoarece anterior întreprinderea de stat era la autogestiune, acum voi puneți pe seama bugetul de stat, adică pe seama cetățenilor, cheltuieli de administrare a acestei noi agenții. Vă rugăm să ne răspundeți. Mulțumesc. Vă rog răspunsul. Legat de prima întrebare, că nu s-ar circumscrie obiectului de reglementare a proiectului. Dimpotrivă, din punctul meu de vedere, există o legătură directă pentru că este aceeași logică, urmare a acceptării propunerii guvernului. Această nouă autoritate administrativă subordonată Ministerului Economiei va avea sarcina de a implementa politica statului în domeniul drumurilor. Deci este exact același lucru. Deci se înscrie perfect în obiectul de reglementare a versiunii inițiale a proiectului. Și evident că este aceeași logică. Dumneavoastră a spus că această autoritate administrativă va fi responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul drumurilor. Nu este așa. Ministerul Economiei va fi responsabil. Această autoritate administrativă va avea sarcina de a asigura implementarea politicii statului în materie de drumuri. Acum, dacă vreți să vă dezvolt raționamentele acestei modificări, ele sunt foarte multe. Țin de, în primul rând, de aceea că, din cauza faptului că această structură, administrația de stat a drumurilor a avut statut de întreprindere de stat, adică în esență agent economic, și ea avea transferuri de circa 2 miliarde de lei din bugetul de stat și aceste transferuri se efectuează doar pe conturile bancare, adică totul se face printr-o procedură simplificată de executare a bugetului și în acest caz nu erau respectate prevederile legii finanțelor publice și a responsabilității financiare. În continuare, vorbim despre aplicarea versus neaplicarea legii privind achizițiile publice. Din cauza sau întrucât această structură avea statut de întreprindere de stat, deci ea nu respecta prevederile legii cu privire la achizițiile publice. Sau le respecta într-o măsură destul de mică. Deci plățile nu se făceau prin sistemul trezorerial, ci se făceau prin transferuri directe. Deci este vorba de responsabilizarea și transparentizarea cheltuirii banilor publici care sunt necesari pentru construcția drumurilor. Deci vorbim de 2 miliarde de lei. Și noi, prin această schimbare, vrem să transparentizăm această nouă autoritate, să facă, într-adevăr, achiziții publice, dar nu să le dea prin contracte directe, așa cum făcea această întreprindere de stat până la schimbarea statutului. Domnul Litvinenko, domnul autor, eu vă rog în răspuns, am să încep să vă cronometrez și pe voi în răspunsuri. Domnul Sârbu, o precizare, aveți dreptul. Da, vă mulțumesc, domnule raportor, v-ați contrazis 5 minute. Dumneavoastră, doar săptămâna trecută ați modificat legea și ați menționat toate întreprinderile de stat, vor trece pe procedurile de achiziții și acum argumentați cu achizițiile. Nu în asta. Noi, e că vorbim mult, facem o biletristică juridică, economică, dar drumurile nu se mai construiesc, s-au stopat un program foarte bun, mai bine să ne concentrăm cu toții și noi vă promitem că vom susține, vom vota orice majorare ce ține de construcția și continuarea programului Drumuri Bune pentru Moldova. Noi de asta avem nevoie, oamenii au nevoie de drumuri bune, nu de resubordonări și de schimbare de șefi. Domnul Sârbu, vă rog la temă. Da, mulțumesc. Deci drumurile se vor construi... Domnul Litvinenko. Da. Secunde. Deci drumurile se vor construi... Lucrările se vor face transparent, calitatea o vor verifica specialiștii și nu miniștrii cu degetele. Da, mulțumesc, stimați colegi. Următoarea întrebare, domnul Bătrânce. Vă rog, eu vă văd, nu
Nu faceți gălăgie. Eu vă văd că s-a pasat microfonul. Nimeni nu face gălăgie, dar trebuie cronometrate discuții, doamnă președinte, că noi asistăm la un ping-pong care nu ține nimic mijlocit de acest proiect. Noi înțelegem această preocupare a colegilor pentru acest proiect. Foarte scurt, dacă ar fi vorbă că acea agenție care cândva a fost creată printr-o reformă ar aduce beneficii economice, ar aduce venituri mai mari la întreprinderi de stat, atunci noi am înțelege că această reformă a fost bună. Însă atunci când s-a creat această agenție, această agenție s-a ocupat cu achiziții și prin aceste achiziții și alte scheme a falimentat mai multe întreprinderi de stat. Și dumneavoastră să analizați raportul financiar a întreprinderilor de stat ca să înțelegeți un singur lucru, că veniturile întreprinderilor de stat au scăzut dramatic și acest lucru era controlat de către acei care erau la conducerea statului și care astăzi apără, apric această agenție. Și noi dorim acest lucru, de ce vom susține acest proiect de lege, ca să întoarcem controlul Ministerului Economiei, Guvernului asupra acestei agenții. Cu scop foarte clar, pe noi ne preocupă activitatea economică acestor întreprinderi. Aceste întreprinderile de stat trebuie să aducă venit în bugetul public național, trebuie să lucreze pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Însă atunci când prin achiziții publice, care direct erau dirijate de către acest APP, ați dus la faliment, ați micșorat veniturile întreprinderilor prin catering la Air Moldova și așa mai departe. Și datorită serviciilor de catering, noi am micșorat ponderea și costul nominal de evaluare a acestei întreprinderi. De aceea și vom susține acest proiect de lege, astfel încât statul să controleze activitatea economică acestor întreprinderi și să meargă cu achiziții publice așa cum merge toată lumea, prin agenții speciale. Să vedem cât costă acel catering la Air Moldova. Și să vedem foarte clar de ce unele întreprinderi de stat contractează servicii și mărfuri la preț dublu și triplu. Înțeleg că nu vă place, însă este și expertiza anticorupție în acest sens. Doamna președinte, noi, fracțiunea socialiștilor, bine înțeles, vom susține acest lucru, de aceea că dorim să vedem toate agențiile. Nu, eu n-am să am a doua întrebare, de aceea n-am să vorbesc mai mult decât domnul Sârbu, asta e imposibil. Vom susține acest proiect de lege. Pe noi ne interesează să avem o economie funcțională, ca statul Republica Moldova să fie un jucător economic, să majorăm veniturile publice, să dăm peste mână la cei care au privatizat întreprinderi care erau profitabile, au privatizat la preț de nici 10% din prețul lor real acestor întreprinderi. Și asta tot a fost politică realizată de această agenție pe banii europenilor și nu știu cui. Și considerăm, domnul Litvinencu, că dumneavoastră ați oferit prea multă atenție și prea nu ați fost suficient de laconic în răspunsurile și considerăm că este foarte clară esența acestui proiect de lege și, domnul președinte, propunem regulamentar că dumneavoastră să aplicați articolul 108. Mulțumesc! Stimați colegi, mai sunt câteva întrebări, dar dat fiindcă a fost propunere din partea domnului deputat Bătrâncea, cine este pentru a aplica prevederile articolului 108, rog să votați. Majoritatea celor prezenți, mulțumesc. Domnul Litvinencu, vă rog raportul din partea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, prezint raportul Comisiei Juridice, Numiri și Imunități asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat acest proiect și urmarea examinării comunică următoarele. Prin modificările propuse la legea numărul 121 pe 2007 privind administrarea și detatizarea proprietății publice, legea numărul 246 pe 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, legea numărul 29 pe 2018 privind delimitarea proprietății publice, se urmărește scopul repoziționării Agenției Proprietății Publice din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului, căruia i s-a încredințat competența de elaborare a politicii statului în domeniu și anume Ministerului Economiei și Infrastructurii. Totodată, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități au acceptat propunerea de completare a proiectului de lege cu un nou articol propus de guvern în avizul său la prezentul proiect de lege. Astfel, proiectul de lege se completează cu un nou articol și se expune în următoarea redacție. Articolul 1.
În articolul 5 alineat 1 din legea drumurilor numărul 509/1995 republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2018 numărul 717 articolul 32, textul întreprinderii specializate se substituie cu textul autorității administrative responsabile de implementarea politicii statului în domeniul drumurilor. Celelalte articole se vor renumerota în mod corespunzător. Varianta redactată a proiectului legii se anexează la prezentul raport. În rezultatul dezbaterilor și având în vedere avizul pozitiv al Guvernului asupra prezentului proiect de lege, membrii Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, cu votul majorității membrilor săi, 6 voturi pro, 2 voturi contra, propune proiectul de lege numărul 112 din 9 iulie 2019 spre examinare și adoptare în prima lectură și în a doua lectură în cadrul ședinței plenare a Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aveți câteva întrebări din partea deputaților. Prima întrebare, domnul Ulanov. Mulțumesc mult! Несмотря на то, что я задавал вопросы, связанные с грубым нарушением закона о нормативных актах, вы так и не дали ответ. Исходя из того, что вы не представили к законопроекту ни авиза Чиня, ни авиза Министерства экономики, ни авиза, где он, его нет на сайте. Прекрасно, что вы его показываете с трибуны, господин Литвиненко, но в качестве причезари ответ, вопрос будет позже. Совершенно очевидно, что каждый раз, выходя на трибуну, качество вашего законотворчества падает эффективно. И такое ощущение, что вы не на трибуне парламента, а на курсах повышения квалификации. Теперь вопрос. В 2017 году, когда... Ну, это действительно смешно, конечно, особенно с трибуны парламента. В 2017 году, когда принималось решение переподчинения агентства правительству, вы изучали те аргументы, которые лежали тогда в основе ноты информатива и этих действий? И каким образом вы их опровергли для данного законопроекта? Спасибо. Домнуле Уланов. Да, am studiat абсолютно toate regulile de bună guvernare la nivelul Uniunii Europene. Am citit toate Sigma Paper care au existat, care sunt aprobate de organizația Sigma. Atât. Am studiat și voi studia da. În continuare. Mulțumesc. Domnul Ulanov, aveți a doua întrebare? Nu aveți. Următoarea întrebare, domnul Cibotar. Domnule raportor, eu am două micuți întrebări la dumneavoastră. Prima, dacă puteți să ne spuneți nouă care este impactul acestor reorganizări asupra angajaților acestor instituții, APP, și administrația de stat a drumurilor. Bine, eu am răspuns parțial domnului Sârbu. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe niciun impact în raport cu Agenția Proprietate Publică, întrucât angajații acestei agenții în continuare vor deține statut de funcționar public, cu excepția conducătorului. Deci el din director general va deveni director, din demnitar public va deveni funcționar public. Ăsta este impactul față de Agenția Proprietate Publică în privința impactului față de întreprinderea de stat la moment administrația de stat a drumurilor. Urmează să vedem în ce măsură poate avea loc trecerea angajaților și schimbarea statutului din angajați contractuali în funcționari publici. Mulțumesc, aveți a doua întrebare, domnul Cibotari, vă rog. Un pic mă refer puțin la prima, domnule Litvinencu, pentru viitor cel puțin să țineți cont că orice schimbare de formă juridică sau ordine ierarhice a unei instituții sau alta are impact asupra angajaților, inclusiv așa cum propuneți dumneavoastră reducerea salariilor. Gândiți-vă la o formulă acestui an să-i protejați. Dar a doua întrebare. Vreau să vă întreb, dumneavoastră lucrând la acest proiect de lege, în calitate de autor al legii, să ne clarificați ce calitate dumneavoastră ați avut atunci când pe holurile guvernului dădeați indicații cum să fie formulat avizul și cum să vină propunerea de amendament a proiectului de lege. Și odată să vă apreciați ce poziție aveți. Ori coordonați activitățile în guvern sau vă faceți datoriile în Parlament? De fapt, domnul Litvinenko, nu ține de subiectul
raportului comisiei. De ce vă rog în pauză să discutați între dumneavoastră și să clarificați care și raporturi are. Stimați colegi, nu mai sunt întrebări la acest subiect. Domnule raportor, luați loc. Mulțumesc. Stimați colegi, după numeroase discuții, supun votului pentru... Domnul Gros, ați vrut să... Da. Doar o precizare. Mersi, doamna președinte. La ceea ce a spus colegul anterior, PD-ul a plecat din guvern, dar probabil duhul lui a mai rămas pe acolo. Sper să ne eliberăm odată de duhul ăsta. Da, mulțumesc de această precizare. Stimați colegi, supun votului pentru prima lectură proiectul de lege înregistrat sub numărul 112 din 9 iulie 2019. Cine este pentru, rog să votați. Prima lectură. Majoritatea celor prezenți. Din partea Comisiei Juridice și Numiri și Imunități a fost propunerea de a supune votului pentru lectura a doua, cu anexarea amendamentului și variantei finale a acestei inițiative legislative. Deci eu supun votului pentru lectura a doua proiectul de lege sub numărul 112 din 9 iulie 2019. Cine este pentru lectura a doua? Vă rog, numărătorii, să dați rezultatele. Sectorul 1. 27. 27. Sectorul 2. 9. 9. Sectorul 3. Sector 3, 22. 22. Cu 58 de voturi, proiectul de lege a fost aprobat în lectura a doua. Mulțumesc. Următoarea inițiativă este proiectul de hotărâre pentru înregistrat sub numărul 117 din 11 iulie 2019 din partea Biroului Permanent. Vă rog, domnul Vlad Bătrâncea, membru Biroului Permanent. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră hotărârea Biroului Permanent. O mică introducere ține de modificarea componenței comisiilor permanente ale Parlamentului. A fost hotărârea numărul 38, votată de Parlament, ține de Comisia Drepturilor Omului și Relații Interietnice. Știm cu toții istoria subiectului. Nu credem că este cazul iară să intrăm în polemici, doar vă informez că legislația în vigoare nu stabilește expres procedura de partajare a acestor comisii, rămâne la consens, la hotărârea Parlamentului. Am văzut cu toții că nu am putut găsi acest consens care să fie unul absolut adecvat pentru toată lumea și pentru societatea civilă și pentru partenerii din afara țării. De aceea am petrecut unele consultări la nivelul conducerii a trei fracțiuni, socialiștii, PPDA și PAS, și am venit cu o propunere către Biroul Permanent, am agreat-o de comun acord și dau citirii această propunere. Hotărârea privind modificarea hotărârii Parlamentului nr. 38 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului. Parlamentul adoptă prezentă hotărâre, articolul 1, hotărârea Parlamentului privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează. La anexa numărul 5, rubrica președinte va avea următorul cuprins: German Doina, fracțiunea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate, blocul Acum. În rubrica membrii, poziția German Doina, fracțiunea PAS, blocul Acum, se exclude și se completează cu poziția Tauber Marina, fracțiunea parlamentară, Partidul Șor. Articolul 2, prezentă hotărâre, intră în vigoare la data adoptării. Mulțumesc mult. Întrebări, stimați colegi, domnul Țicu, vă rog. Bună ziua, n-am întrebare, eu am o propunere. Isaac Newton, cel care a inventat sau a descoperit regele gravitației, a stat în Parlamentul Marii Britaniei 20 de ani și a avut o singură propunere care a fost acceptată unanim. El a rugat să închidă geamul că îl suflă la ureche. Eu sper ca și propunerea mea să fie acceptată în unanimitate, cu atât mai mult că vine de la fiul meu care e clasa 9-a. Și uitându-se prin documentele mele, mi-a zis: tata, dar voi nu știți că hotărârea se scrie cu I din A?
Și eu văd două greșeli mari care ostentativ se repete permanent. Nu este o aluzie la raportor, este o propunere către secretariatul Parlamentului și către guvern. Deci eu văd și în hârtiile guvernului scrie hotărâri cu I din I. Deci există un ordin a ministrului din 2016 și o decizie a Academiei de Științe privind noile norme de ortografie a limbii române. Noi suntem un parlament care reprezintă un for suprem legislativ și care nu trebuie să fim de râs copiilor de liceu care știu cum să scrie corect limba română. Și vreau și am apel la toți cei care faceți și proiecte de lege să fiți atenți la felul cum să scriu lucrurile astea, pentru că deja există o normalitate care trebuie acceptată. Vă mulțumesc. Seamnă, domnule Țic, nu cred că avem posibilitate tehnică de a include această idee în proiectul hotărârii privind numirea președintelui la Comisia Drepturilor Omului, dar mă rog. Mulțumim mult, stimați colegi. Alte întrebări sunt? Comentarii? Dacă nu avem o luare de cuvânt la acest proiect, doamna deputat Marina Tauber s-a înscris cu luare de cuvânt. Stimata doamnă președinte al Parlamentului, doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență, astăzi toți împreună constatăm că organizarea internă a actualei componențe a Parlamentului Republicii Moldova practic s-a încheiat. Maniera în care proiectul de hotărâre numărul 38, dar și multe alte proiecte de hotărâri au fost dezbătute în comisii, la biroul permanent și în plen, la fel ca și alte chestiuni ce țin de formarea organelor de lucru ale legislativului, impun câteva concluzii ce trebuie făcute publice. Este vorba, din păcate, despre o serie de constatări deloc plăcute privind metodele respingătoare, neregulamentare și antidemocratice în care se manifestă actuală majoritatea parlamentară. Doamnelor și domnilor deputați din majoritatea parlamentară, profitând de avantajul numeric de care se bucură domniile voastre, ați făcut tot posibilul pentru a limita la maximum participarea deputaților din opoziție la lucrările comisiilor permanente și la lucrările comisiilor speciale. Ați comis acest abuz în special acolo unde este vorba despre subiecte de interes major, a căror examinare necesită obiectivitate maximă și o distanțare absolută de orice preconcepție. Ați recurs la tot felul de procedee pentru a vă crea condiții de activitate quasi obscură. Ați respins în repetate rânduri candidaturile fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Șor, atât în comisiile speciale, cât și candidatura noastră la șefie Comisiei Permanente pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Ați făcut asta chiar dacă tot voi ați aprobat anterior un algoritm de partajare regulamentară între fracțiuni a funcțiilor de președinți de comisii parlamentare. Atât vicleniile pe care le-ați folosit în procesul cu pricină, în încercarea voastră desperată de a scăpa de noi, la fel ca și justificările false invocate în susținerea a ceea ce ați comis în raport cu opoziția, denotă desconsiderare vădită de către voi a ideii de transparență în general și a democrației parlamentare în special. Iar democrația parlamentară pur și simplu nu există acolo unde opoziției este rezervat un rol strict formal. Cea mai recentă dezvinovățire emisă de conducerea Parlamentului legată de respingerea candidaturii mele de la funcție de președinte al Comisiei Drepturile Omului și Relații Interetnice este de-a dreptul ridiculă, dar și scandaloasă în același timp. Ați invocat o pretinsă sugestie din partea atenție a unor parteneri externi care echipurile nu ar agrea candidatura mea la această funcție. Ce ați dorit să spuneți cu asta? Că voința voastră politică își are sursele exclusiv în afara țării și că anumite cercuri din exterior
ne sugerează chiar și astfel de amănunte în domeniul exercitării puterii și organizării lucrului organelor noastre de stat? Sau poate vreți să recunoașteți că vă pretați la transformarea oficială a țării noastre într-un protectorat? Cum se răsfrâncă astfel de aberație asupra prestigiului Parlamentului Republicii Moldova? V-ați pus această întrebare. Doamnelor și domnilor, eu nu am nevoie de funcția de președinte de comisie. Eu, la fel ca și colegii mei, am mandatul cetățenilor care m-au votat. Voi cei din majoritate ne-ați propus funcția respectivă, pentru ca tot voi, într-un final, să refuzați să ne oferiți. Este o problemă inventată de domniile voastre. Vă lăsăm toată libertatea să o rezolvați așa cum vă dictează demnitatea, dar și nivelul vostru de dispreț față de recomandările și raportul Comisiei de la Veneția privind rolul opoziției în Parlamentul Democratic, rezoluția APCE privind drepturi și responsabilități în Parlamentul Democratic, regulamentul Parlamentului, dar și față de spiritul parlamentarismului. Iar noi știm să ne facem datorie de deputat. Ne vom exercita cu profesionalism și cu dedicare mandatele noastre. Știm bine ce așteaptă de la noi cetățenii, pentru că suntem permanent printre ei și cu ei. Скажу пару слов и на русском, чтобы было всем понятно. Уважаемое парламентское большинство, вы умудрились наплевать на рекомендации Совета Венецианской комиссии, ПАСЕ, Совета Европы относительно прав оппозиции. Вы плюнули в лицо тем 117 тысячам избирателей, которые проголосовали за партию ШОР. Мы все понимаем, должностей меньше, чем ваших друзей, родственников и кумметров. Должностью председателя комиссии по правам человека вы осчастливите еще одного из них. Но только не называйте себя больше борцами с куматризмом и непотизмом. Только больше не говорите, что вы лучше и цивилизованней предыдущих властей. Ничем вы не лучше. Но знаете, вы выглядите не страшными, а смешными. Ваша примитивность и ваше желание все забрать и поделить разочаровывает даже ваших сторонников. И совсем скоро из смешных вы превратитесь в жалких. И таким быстро, как вы, таким образом быстро уйдете на свалку истории молдавской политики. Позор вам и позор вашему национал-социалистическому альянсу. Айс, вы оферим посибилитате сажукац пына лакапет, а часто фарса ин липса ностра. Вы мулцумеск пентру атенция, дар вы лас, ну что, дака авенит напой дуамна прешединта, вы лас regulamentul Parlamentului, vă las raportul Comisiei de la Veneția și rezoluția APCE. Studiați-le, învățați-le și sper că o să reușiți acest lucru până la alegerile anticipate care vor avea loc în curând. Mersi! Mulțumesc mult, doamne Tauber. Cred că ar trebui să fie mai puține emoții. Mai avem două luări de cuvânt. Domnul Lian Carp, vă rog frumos. Stimați colegi, sincer, azi nu am vrut să iau luări de cuvânt, dar văd că obrăznicia unora își întrece buna măsură. Și o să fac trimitere la data de 26 noiembrie 2018, când Asociația Promolex a realizat un raport privind discursul de ură și instigare la discriminare. Dar în acest raport, tovarășa care aici face trimitere la sfalcă, la nu știu ce și așa mai departe, vă duceți aminte cum îmbla cu mătura. Dar de în cap, cui căde? Dar cine nu era pentru hoții ușor cu mătura în cap? Mergeau jurnaliștii cu mătura în cap, mergeau vreo 2-3 oameni care cumva susținea vreun concurent politic, gata, 2-3 grupulețe organizate în cap. Despre ce drepturi a omului putem noi vorbi, poate apăra sau conduce această tovarășă. Acum, dacă facem trimitere și la alte lucruri despre spânzuratul pe Arcă din Triumf, mai duci-ți aminte cum ieșa un băiat, dolofan, gras, ternic, el spânzură pe Arcă din Triumf, primul. Cine va merge, spânzurat. Sau cum încerca cu centura să bată ceva ca în filme de coșmaruri, pe unul, pe a doilea, pe trei, cu centura 2000 de euro și așa mai departe. Despre ce moralitate vorbești, tovarășă?
despre moralitatea, că tu cu toți indivizii care îți țineau atunci crâșa politică, mergeați și intimidați toată lumea din jurul vostru, vorbiți acum de drepturile omului, că aveți drepturi de condus, că aveți drepturi nu știu ce, dar dreptul de a întoarce banii înapoi, când o să aveți? Când o să întoarceți banii înapoi? Faceți acum cadouri, da, fel de fel de rapoarte, fel de fel de regulamente, dar nu vreți să faceți cumva cunoștințe și cu raportul Kroll? Dar nu vreți acolo să vă vedeți numele și grupul ușor care a sărăcit și a schiludit țara asta? Nu vreți asta? Vă citiți doar regulamentele APCE-ului sau nu știu care sau așa mai departe care vă dă drepturi? Dar dreptul, cine v-a dat vouă să răciți țara asta și să o furați? Cine v-a dat dreptul să băgați mâna, să scoateți aproape un miliard de dolari? Cine v-a dat acest drept? Și voi spuneți că veniți, apărați drepturile și oamenilor condus printr-o comisie, afară hoților, la pușcărie. Stimați colegi, procedem la procedura de vot. Vreau să vă rog să vă ocupați locurile, inclusiv cei care sunt în plen sus. Mă rugăm mult să vă expuneți poziția vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Pun la vot, da, supun vot la acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Rog numărătorii să ne spună câte voturi avem. Domnul Dostacu. Sectorul 1, 21. Sectorul 2. 8. Sectorul 3. Sector 3, 23. 52 de voturi pentru. Hotărârea a fost votată de către plenul Parlamentului. Vă mulțumesc mult. În continuare, proiectul de lege cu privire la modificarea codului fiscal. Raportor, domnul Igor Munteanu, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanță. Stimate domnule președinte, distinși colegi, vă rog frumos să-mi permiteți să prezint motivele pentru care am prezentat acest proiect de lege. Este vorba că în redacția actuală a codului fiscal, articolul 117 alineatul 1.3 din codul fiscal, începând cu 1 iulie, survine obligația de emitere a facturii fiscale în format electronic pentru livrările impozabile cu TVA în cadrul achizițiilor publice. În conformitate cu acțiunile prevederilor acestui articol și articolul 2 din lege privind semnătura electronică și documentul electronic numărul 91 din 29.05.2014, procesul de documentare a livrărilor în cadrul achizițiilor publice presupune crearea, structurarea, prelucrarea, păstrarea și transmiterea prin intermediul computerului sau altor dispozitive electronice semnată cu semnătură electronică a facturilor fiscale în format electronic. Este de menționat că această obligație este valabilă doar pentru achizițiile publice în categoria cărora intră și aprovizionarea instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, precum și a instituțiilor medico-sanitare. Documentarea tranzacțiilor respective prin emiterea facturilor fiscale în format electronic nu ia în considerație însă specificul anumitor tipuri de producție, inclusiv faptul că produsele alimentare de origine animalieră ușor alterabile, de exemplu laptele și produsele lactate, carnea, mezelurile, trebuie să fie livrate în timp, respectiv data durabilității minimale restrânse, criterii de microbiologie, logistică, sensibilitatea produselor la temperaturi ridicate, durata transportării lor, sunt oarecum tratate superficial. Respectiv, avem o situație în care, de exemplu, pentru ca să prevenim o criză, pentru că o să vă dau niște cifre, în acest moment entitățile fiscale care livrează factura electronică sunt aproximativ 5.400, ori acest număr reprezintă aproximativ 10% din numărul total a entităților care trebuie să asigure factura fiscală.
Acest lucru face ca, de exemplu, să apară o situație în care marea majoritate a plătitorilor de TVA să nu poată să se conformeze legii și prevederilor indicate în codul fiscal. Pentru ca să nu blocăm sectorul economiei reale și pentru ca, de exemplu, să nu avem situații de, în care plătitorii de TVA sunt sancționați datorită faptului că nu au putut prezenta facturile fiscale, e-facturile la timp, iar data intrării în vigoare este de la 1 iulie. Noi propunem prin acest proiect de lege să temporizăm, ori altfel spus, să amânăm intrarea în vigoare a acestei obligații cu un an de zile. Datorită redacției actuale a articolului 117 din Codul Fiscal, emiterea obligatorie a facturii fiscale în format electronic ar putea să contribuie la încetinirea procesului de livrare a producției ușor alterabile, deoarece exportul facturilor fiscale din sistemele contabile a entităților în SIA e-factura va dura mult în timp. Proiectul de lege nu necesită niciun fel de noi alocări bugetare suplimentare și dacă vom ajusta acest termen, în loc de 1 iulie 2019 să propunem 1 iulie 2020, putem ușor rezolva o situație care poate, de exemplu, să fie foarte problematică pentru marea majoritate a plătitorilor de TVA. Aș dori, de asemenea, să menționez că acest an pe care noi îl cerem pentru temporizarea, încetinirea intrării în vigoare, ar trebui însă să fie folosit de către Ministerul Finanțelor pentru mai multă educație și popularizare a sistemului e-factură, pentru că toată lumea să înțeleagă beneficiile și mai puțină lume să nu fie înzestrată tehnic și logistic și cu personalul calificat pentru ca această introducere a e-facturii să ajute la, rapiditatea fluxurilor economice. De asemenea, eu cred că este extrem de important să spunem că acest proiect de lege este susținut de către asociațiile de business care lucrează în domeniul produselor ușor alterabile, de către Asociația Business-ului European, are toate avizele pe care le-am solicitat din partea Ministerului Finanțelor, din partea Guvernului, a trecut și avizul CNA-ului, de respectiv am trecut toate procedurile de avizare în cadrul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, după cum și în alte comisii, respectiv noi am trecut prin procedurile prevăzute de regulamentul Parlamentului acest proiect de lege, astfel încât este prezentat domniilor voastre pentru prima lectură. Domnul președinte? Mulțumesc mult, domnul deputat Melnic Viorel, vă rog. Întrebări. Domnul deputat Melnic Viorel, întrebări. Mulțumesc, domnul președinte, ședinței. Două întrebări către domnul raportor. Domnule Munteanu, spuneți, vă rog, ce sancțiuni există pentru neprezentarea facturii electronice în cadrul achizițiilor publice la moment? Deci asta e prima întrebare. Și a doua întrebare reieșită din nota informativă pe care dumneavoastră ați prezentat-o, cât durează exportul facturii fiscale din sistemul informațional agentului economic în sistemul informațional automatizat al inspectoratului fiscal? Domnul deputat, vă mulțumesc pentru întrebare, chiar vă mulțumesc că este bună. O completare eronată a e-facturii prevede o sancțiune de aproximativ 3.700 de lei, una singură. Asociațiile care, de exemplu, spun că ramurile care furnizează produse ușor alterabile, în general au de completat circa 20.000 de facturi pe lună. Deci dacă mulțiți, faceți un simplu calcul matematic, vă dați seama că poți să pui pe brânci întreaga industrie a laptelui. Dacă, de exemplu, nu votați în prima lectură acest proiect de lege care amendează codul fiscal. Durata, am să vă dau următoarele explicații furnizate de către producătorii de lapte. Pentru ca să completez e-factura pentru aceste produse de lactate, trebuie să transmiți e-factura chiar la mijlocul nopții. Pentru ca să o prezinți, trebuie să ai și semnăturile conducătorilor acestor întreprinderi care au semnătură exclusivă. Respectiv, la ora 2 sau 4 de noapte,
toți directorii de întreprindere trebuie să fie la locul în care se procesează laptele, pentru că ei factura să plece conform regulamentului. Acest lucru este evident imposibil. De foarte multe ori, rețeaua se blochează, sistemul de e-facturare durează în timp pentru restabilire, respectiv până nu suntem convinși că sistemul funcționează integral și nu avem probleme tehnice neașteptate, eu cred că acest proiect de lege remediază o situație care ar putea să aibă consecințe foarte mari. Durata în timp este uneori de o săptămână de zile pentru ca să pună la cale, să pună la punct toate detaliile tehnice. Mulțumesc! Mulțumesc mult, aveți și a doua întrebare? Da, domnul deputat Melnic. Da, mulțumesc. Nu este vorba de a doua întrebare, este vorba de o concretizare. Domnule Munteanu, situația este pusă la moment, nu în sensul în care nu trebuie să votăm acest proiect de lege, fiindcă, într-adevăr, dacă nu-l votăm, este un risc enorm pentru a lăsa instituțiile preșcolare, instituțiile școlare și așa mai departe, fără alimentare. Problema nu este pusă în felul dat. Problema pe care o pun eu și întrebarea pe care o dau eu este că noi, prin proiectul respectiv, creăm un van. Poate colegii de la FISC o să se expună în chestiunea asta, fiindcă suntem în data de 12 iulie, avem 12 zile potențial de aplicare a amenzilor agenților economici care nu au prezentat facturile electronice în perioada asta. Deci, o situație este dacă inspectoratul fiscal nu a perceput amenzile respective. Într-adevăr, este vorba de suma pe care dumneavoastră o accentuați acum, de la 3.000 la 3.600 de lei pentru facturi neprezentate, cu toate că nu este concret în articolul 260 cod fiscal. Deci, aliniatul exact pentru achizițiile publice, este vorba de neprezentarea facturilor în format electronic, punct. Dar, totodată, fiscul are latitudinea și competența de a aplica sancțiuni. Ori, în situația respectivă, dacă sunt aplicate sancțiuni, proiectul dumneavoastră care l-ați elaborat trebuie să prevadă o soluționare și a problemei cu sancțiunile. Nu doar intrarea în vigoare pentru anul fiscal, începând cu 1, adică cu o perioadă retroactivă, începând cu 1 iulie. Asta era nuanța pe care am vrut să vă spun. Am înțeles, domnul deputat. Vreau să vă răspund că avem o înțelegere deplină cu Ministerul Finanțelor și cu Inspectoratul Fiscal să nu fie aplicate sancțiuni în mod retroactiv, începând cu data din 1 iulie. Toată lumea înțelege gravitatea acestei situații și acțiunea noastră legislativă este așteptată și de către producători și de către autoritatea care gestionează politicile fiscale în acest domeniu. Mulțumesc mult. Întrebări, domnul deputat Alaiba Dumitru. Da, eu aș vrea să-mi exprim rezerva și regretul. Cu această e-factură noi ne chinuim din anul 2013, s-au schimbat 5 guverne, cred că de atunci, și tot noi cu Doamne ajută. O amărâtă de e-factură nu putem duce până la capăt să punem punct. Eu îmi e grijă că noi am putea să cauzăm încă o amânare și peste un an să revenim la acest subiect. Evident că noi suntem puși în situația să mergem înainte, dar eu tare, tare mult sper că asta este într-adevăr ultima amânare, pentru că se creează impresia că pur și simplu nu se vrea. Sau nu se vrea, sau nu ne duce cap. Stimate domnul deputat, statistica este o știință exactă. Da? Între 2014 și 2019 au existat 10.186 de e-facturi. Între 2018-2019 au existat 8.637. Anul acesta, de exemplu, la jumătate de an, au existat 5.612 e-facturi completate. Atunci când, de exemplu, avem 30.000 de plătitori de TVA. Deci, cum putem să luăm o decizie? Cum putem să nu mergem în întâmpinarea producătorilor? Dacă, de exemplu, mai puțin de 10% din cei care sunt în sistem sunt capabili tehnic și au personalul calificat și au îndemânare necesară și au conexiune necesară pentru ca să completeze îndatoririle pe care le au. Mulțumesc mult, domnule deputat Alaiba, mai aveți vreo precizare sau întrebare? Doar pe scurt, eu nu pun la îndoială necesitatea acestei decizii acum. Eu regret că noi încă stăm și batem pasul pe loc. Asta este tot. Raport. Vă mulțumesc mult. Domnul vicepreședinte al Parlamentului, domnul Sosar, vă rog. Stimate domnule raportor, întrebarea mea, de ce noi nu putem să votăm acest proiect? Văd că aici avem în sală consens,
nu știu, de ce nu suntem și în lectura a doua? Noi suntem în întârziere cu acest proiect, într-adevăr așteaptă mulți producătorii, așteaptă și instituțiile, avem noroc că acum școlile sunt la vacanță, dar nu putem lăsa întrebarea la discreția fiscului totuși și cu cât mai repede vom aproba, vom adapta acest proiect de lege, cu atât mai bine. Vă mulțumesc foarte mult, domnul vicepreședinte. Eu aș saluta foarte mult dacă am putea să votăm în două lecturi, pentru că, mă rog, nouă ni s-a, am fost rugați să votăm în prima lectură. Dacă există consens în sală, sigur că noi putem să votăm, dar eu cred că trebuie să mergem după aranjamentele care s-au făcut. Avem toate avizele. Dacă putem să votăm în prima lectură, cred că este suficient pentru ziua de astăzi. Mult. Domnul Melnic, mai aveți vreo precizare sau întrebare? Vă rog mult. O precizare. Susțin întru totul inițiativa survenită acum, doar cu o mică cu o mică virgulă. Dacă colegii de la FISC pot să ne spună până la moment au fost aplicate sancțiuni sau nu, fiindcă lucrul ăsta deja o să limpezească, merge mai departe pe lectura a doua sau totuși trebuie să venim cu careva completări în sensul ăsta. Mersi. Conform datelor pe care noi le-am primit, nu au fost aplicate aceste sancțiuni, care sunt foarte dure, pentru că toată lumea așteaptă să existe inițiativa legislativă din partea noastră și nu se va aplica retroactiv sancțiunile. Domnul deputat Laiba Dumitru, vă rog. Da, deci doar eu, iarăși, eu aș propune să rămânem la prima lectură, mai există expertiză externă pe care putem să o consultăm, câteva zile probabil nu o să strice nimic. Înțeles. Alte întrebări? Fiscu ne spune ceva? Vă rugăm mult să conectați microfonul invitaților din sală. Iuri Lichii, director adjunct. Referitor la E. Da, E soluții. Iuri Lichii, director adjunct al Serviciului Fiscal. Nu a fost niciun caz aplicarea amenzilor pe virea cu la întreprinderi care pastăvșicov, da, producție. Mulțumesc mult, domnule Șanu. Mulțumim, stimate domnule președinte, stimați deputați. Proiectul de lege este formulat nu în conformitate cu regulile de tehnică legislativă, în special legea deja a intrat în vigoare, modificarea termenului de intrare în vigoare, strict formal juridic, nu mai are niciun efect. De aceea este nevoie ca proiectul să fie reformulat și de asemenea pentru a exclude problemele care poate să le aibă și organul de aplicare a normelor de drept, este necesar să prevadă în mod expres că persoanele care la momentul actual nu au respectat prevederile legale sunt eliberate de răspundere. De aceea rugăm respectuos ca proiectul să fie votat doar în prima lectură, urmând ca pentru lectura a doua să se soluționeze problemele care mai sunt. Mulțumim! Mulțumim și noi! Văd că nu mai sunt întrebări. Domnul Munteanu, vreau un comentariu ceva? Sau raportul comisiei? Da. Vă rugăm mult, domnul președinte, să prezentați și raportul comisiei. Mulțumesc frumos. În primul rând aș dori să menționez că am lucrat bine cu Ministerul Finanțelor și Inspectoratul Fiscal, ceea ce presupune că și pe viitor o să continuăm și cu patentele și cu alte inițiative recente. Raportul asupra legii pentru modificarea unor acte legislative, numărul 93-0107-2019. Prezentul proiect de lege prevede modificarea termenului de punere în aplicare privind emiterea obligatorie de către cumpărător a facturii fiscale în format electronic de către agenții economici pe livrările impozabile în cadrul operațiunilor de achiziții publice pe teritoriul țării care a survenit la 1 iulie 2019. În acest context, inițiativa legislativă prevede amânarea cu un an a implementării normelor menționate și anume de 1 iulie 2019, care se propune a fi substituită cu data de 1 iulie 2020. Motivele care se impun de a modifica termenul respectiv sunt de natură tehnică și financiară din partea agenților economici și constă în achiziționarea sistemelor interne de facturare, unde să fie delimitați beneficiarii cu livrări impozabile în cadrul achizițiilor publice.
Autorul proiectului de lege constată că nemodificarea termenului va contribui la încetinirea procesului de livrare a producției ușor alterabile instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, precum și a instituțiilor medico-sanitare, deoarece eliberarea facturilor fiscale din sistemele contabile a entităților va dura în timp. Prin urmare, documentarea tranzacțiilor respective prin emiterea facturilor fiscale în format electronic nu ia în considerație specificul produselor alimentare de origine animalieră ușor alterabile. Mai mult, implementarea facturii electronice în acest domeniu necesită aplicarea semnăturii electronice. Capacități sporite de stocare, procesare rapidă a datelor, fapt ce implică dezvoltări adiționale de sistem, precum și a resurselor umane calificate. Comisia constată că în cazul acestui proiect de lege nu vor exista cheltuieli bugetare suplimentare de la bugetul de stat. Pornind de la cele expuse, Comisia susține proiectul de lege și îl propune spre examinare și adoptare plenului Parlamentului pentru prima lectură. Mulțumesc! Stimați colegi, întrebări, comentarii? Văd că nu sunt la această etapă nici întrebări, nici comentarii, atunci este propunerea să supunem votului proiectul numărul 93 din 0107-2019 pentru aprobare în prima lectură. Vă rog mult să vă expuneți cine este pentru. Majoritatea, vă mulțumim mult. Stimați colegi, în continuare este propus spre examinare proiectul de lege privind schimbarea regimului vamal al mijloacelor de transport și înregistrarea acestora, proiect cu numărul 926 din 11 aprilie 2011. Vă rog, domnul deputat Valeriu Munteanu, să ne prezentați. Igor Munteanu, rog scuze. Tot familia Munteanilor. Mulțumesc, domnul viceprezident. Cel mai interesant că așa este scris aici, așa. Am citit. Aș dori să aduc următoarea precizare, că pe agenda legislativă sunt foarte multe proiecte care au rămas încă din timpuri străvechi, din 2011-2012, și așa cum s-a discutat la birou permanent, va trebui să examinăm fiecare caz în parte. Nu putem pe toate să le anulăm, ori să le suspendăm, să le trecem în altă parte. Acest proiect de lege presupune inițiativa legislativă a domnului Valeriu Munteanu, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și se referă la următoarele. Este un proiect de lege care permite sau cere, prin derogare de la articolul 20 din Codul Vamal, persoanelor fizice rezidente și nerezidente, plasarea mijloacelor de transport auto, clasificate la pozițiile tarifare 8702 și 8703, cu excepția autovehiculor de epocă, în regim vamal de import, indiferent de termenul de exploatare acestora, în cazul în care acestea au fost declarate prin acțiuni și plasate pe un termen de până la 90 de zile în regim de admitere temporară. Detalii multe, conținut puțin, pentru că, practic, acțiunea este consumată în timp. Aș dori să votăm pentru respingerea acestui proiect de lege prin votul deputaților din această ședință. Mulțumesc mult, domnul președinte. Cine este pentru? Pentru că nu văd să fie întrebări, comentarii, orice în acest sens. Cine este pentru? Rog să vă expuneți. Da, pentru respingerea acestui proiect. Majoritatea, vă mulțumesc mult. Și următorul. Următorul proiect este proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea codului fiscal. Inițiator, domnul deputat Andrian Candu. Vă rog frumos, domnul președinte de comisie, să prezentați. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Ca și cazul precedent, este vorba de o inițiativă veche prezentată în 2012 de către deputatul Adrian Cando, mă iertați. Respectiv, acest proiect de lege prevede modificări ale cadrului legal fiscal și prevede implementarea conceptului de soluție fiscală individuală anticipată în codul fiscal. Comisia Economiei, Buget și Finanțe constată că acest mecanism, ce reprezintă o practică fiscală internațională, a fost deja implementată în codul fiscal prin legea cu privire la modificare și completare unor acte legislative din anul 2016. Pornind de la cele menționate, Comisia propune Parlamentului proiectul de lege spre respingerea proiectului înaintat de domnul Candu. Vă mulțumesc mult, domnul președinte. Cine este pentru respingerea proiectului cu numărul 2855 din 29.11.2012? Rog să vă expuneți. Vă mulțumesc mult, majoritatea. Următorul proiect este proiectul codului audiovizual al Republicii Moldova. La fel, un proiect de 4 ani de zile care este înregistrat în Parlament, numărul 53 din 0503-2015. Rog președintele Comisiei, Adrian Lembedinski, să prezinte în acest sens.
raportul. Stimați colegi, proiectul numărul 53 a fost înregistrat la 5-3-2015, prevede modificări la fostul cod al audiovizualului, reieșind din faptul că la data de 8 noiembrie 2018, prin legea 174, a fost adoptat codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, respectiv prevederile proiectului numărul 53, sunt prevăzute în acest cod și a pierdut actualitatea. Propunerea comisiei, care a fost votată unanim, este să fie respins proiectul de lege numărul 53 din 5-8-2015 din considerentul pierderii actualității. Da. Mulțumesc mult, domnul președinte. Văd că domnul Carp a avut un comentariu. Cu adevărat, este vorba despre un vechi proiect de lege în care prevedea un nou cod al audiovizualului. Noul cod a venit practic acopiat, numai deci a fost anumite capitole schimbate cu locul și adăugate câteva articole. Deci, de fapt, actualul cod reflectă ceea ce a fost acest proiect număr 53. Mersi mult. Vă mulțumesc mult, domnul deputat. Alte comentarii nu sunt. Dacă nu sunt, atunci supun votului și rog numărătorii să ne prezinte și informații cu privire la numărul votului expuse pentru respingerea proiectului de lege prezentat, raportul fiind de către președintele comisiei. Vă rog mult, supun votului, cine este pentru? Numărătorii? Sectorul 1, 24. Sectorul 2? Sectorul 2? 28. 28. Sectorul 3? Sector 3, 20. Cu 72 de voturi, proiectul este respins. Pentru stenogramă, că m-au rugat colegii și la lectura a doua proiectul de lege privind la modificarea și completarea codului fiscal pe care l-a prezentat domnul Munteanu, rog încă o dată să vă expuneți votul. Cine este pentru respingerea acestui proiect? Sectorul 1? 24. Sectorul 2? 8. Sectorul 3? Sector 3, 20. Cu 52 de voturi, proiectul a fost respins. Domnule Lebedinski, vă rog mult, următorul proiect. Da. Proiectul numărul 248 din 21 iulie 2017. Comisia Cultură, Educație, Cetare, Tineret, Sport și Mass Media, în conformitate cu prevederile articolului 27 Regulamentul Parlamentului, aprobat prin legea 797, a examinat proiectul de hotărâre cu numărul 248 din 21-7-2017, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de un grup de deputați. Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat pentru analiză și monitorizarea rezultatelor examenilor naționale de bacalaureat în Republica Moldova, ca urmare a depistării carenților testului și baremului de notare la examenul de fizică, în sesiunea de vară anul 2016-2017, în temeiul articolului 47, alineatul 15 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, proiectele de acte legislative care și-au pierdut actualitatea pot fi respinse de Parlament în temeiul raportului Comisiei de Profil. Urmarea dezbaterilor, Comisia Cultură, Educație, Cetare, Tineret, Sport și Mass Media, cu votul unanim al membrilor prezenți, propune proiectul de hotărâre numărul 248 din 21-7-2017 spre respingere, reșind din faptul că și-a pierdut actualitatea. Era vorba despre examenul de bacalaureat din anul 2017. Vă mulțumesc mult, domnul președinte. Comentarii, întrebări? Dacă nu sunt, supun votului spre respingere acest proiect de lege. Rog mult să vă expuneți. Cine este pentru? Majoritate. Domnule Bidinski, vă rog mult, următorul proiect. Proiectul numărul 404 din 19-10...
de 19.10.2016, cu privire la completarea codului audiovizualului al Republicii Moldova. Ca și proiectul numărul 53, stimați colegi, avem aceeași situație. La data de 8 noiembrie 2018, prin legea numărul 174, a fost adoptat nou cod al serviciului media audiovizuale al Republicii Moldova, care înglobează în el și conceptul prevăzut de articolul 400, de proiectul numărul 404 din 19.10.2016. Reieșind din cele expuse, prin votul unanim al membrilor comisiei prezenți, a fost propus plenului respingerea proiectului de lege 404 din 19.10.2016 din considerentul pierderii actualității. Da. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Comentarii, întrebări? Nu sunt. Atunci supun votul și rog numărătorii să ne prezinte numărul celor care au votat pentru sau eventual contra. Cine este pentru respingerea acestui proiect? Sectorul 1, 25. Sectorul 2. Doi. Sectorul 3. Sector 3, 20. Cu 67 de voturi, proiectul a fost respins. Stimați colegi, pentru astăzi agenda este epuizată. Sunt întrebări pentru ora guvernului. Cine are întrebări, rog să rămână în sală și aceste întrebări să le formuleze. Dacă îmi permiteți, prima o să o formulez eu. Este vorba despre situații din Chișinău în ceea ce ține de construcțiile neautorizate. Este un agent economic care se numește Vasigur Group, care terorizează absolut toată societatea, începând cu oamenii, mamele cu copii, care stau acolo și încearcă să blocheze regulamentar această construcție. Din sectorul Râșcani, mă refer acum la DIMO 7-3, rog Ministerul de Interne să ne prezinte informații, pentru că acești oameni se comportă absolut brutal, ilegal, obraznic, din toate punctele de vedere. Referitor la acest subiect, vreau să fie sesizată și Procuratura Generală, dar și Centrul Național Anticorupție, ținând cont de faptul că foarte multe acțiuni pe care le întreprind această companie este, pe de o parte, ilegală, pe de altă parte, deci incorrectă din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc mult! Alte întrebări? Da, informația o solicit în scris. Domnul deputat Ciubuc Nicolae. Mulțumesc, domnul președinte. Am o solicitare către Guvernul Republicii Moldova. În țara vecină, România, au fost înregistrate noi cazuri de focare de peste porcină. În total, circa 192 de focare în 77 de localități. Circa 370.000 de porci, peste 1.500 de mistreți au fost sacrificați în legătură cu acest fapt. Reieșind din importanța și daunele imense ce le pot provoca pentru economia Republicii Moldova, solicit să fiu informat despre măsurile care au fost luate de autoritățile din Republica Moldova după ce au fost înregistrate aceste cazuri în țara vecină. La ce nivel guvernul a intervenit sau urmează să intervină prin convocarea comisiilor responsabile în acest sens? Și dacă sunt prevăzute mijloace financiare pentru eventuale compensări în legătură cu sacrificarea porcilor. Vă mulțumesc mult. Înscris sau? Înscris sau în plen? Înscris. Vă mulțumesc mult. Mai e cineva care s-a înregistrat? Colegi, dacă nu, vă spunem un sfârșit de săptămână cât mai frumos și vă anunțăm în continuare despre noua agendă a Parlamentului în cel mai scurt timp. Toate frumoase!